Îl am aici pe Chobi, un nou rezultat de succes în cadrul programului Burta Jos. Îți mulțumesc frumos că iei parte la această discuție, Chobi, și te felicit pentru rezultatul obținut. Salutare, bună, onor, mulțumesc. Am să-ți pun, Chobi, niște întrebări care sunt de general interes pentru o persoană care dorește să obțină ceea ce tu ai reușit prin cadrul programului. Și cel mai important aspect, ceea ce interesează pe toată lumea, tu în aceste 12 săptămâni de colaborare, ce rezultate ai obținut? Am slăbit 20 de kilograme și undeva la 18 centimetri în talie. Cum este diferită viața ta de când tu ai reușit să slăbești 20 de kilograme versus cum era înainte? Este mult mai diferit din cauza că, uite, am avut, de exemplu, probleme cu acnee, au dispărut. Am avut dureri de cap când înfometam, adică când îmi era foame și acele dureri de cap a dispărut. Pur și simplu mă simt mult mai energic, am foarte multă energie pentru copii, deci în totalitate mă simt mult mai bine. Nu mă epuizez, că nu mă epuizez. Am înțeles. Deci nu doar aspectul fizic s-a îmbunătățit, ci ai zis și acnea și durerile de cap. Poți să petrești timp mai calitativ cu copiii, din câte înțeleg. Da, Ok. corect. Pe haine, cum se simt aceste minus 20 de kilograme? Nu știu dacă mai am haine care îmi sunt bune, deci va trebui să-mi schimb cu siguranță garderoba. Totuși, nu-mi pare rău pentru că sunt mulțumit de corpul meu. Încep să fiu mulțumit de corpul meu. Bineînțeles, continui sporturi și atunci sper să am rezultate pe parcurs și mai bune. Ai un program de lucru destul de încărcat și ciudat. Cum ai reușit să împaci programul de lucru cu programul? Da, cu ce m-am luptat mai mult a fost timpul de somn, pentru că din cauza programului de lucru a fost greu să-i dorm și copiii și lucru, să-i dorm acei 7 ore. Am încercat totuși să le am, acele 7 ore. Iar îmi făceam pe timpul zilei, când aveam timp un puțin, îmi făceam ceva de mâncare, dar dacă nu aveam pe ziua respectivă timp, ori o făceam seara mai târziu, ori de dimineață până dormeau copiii, deci nu a fost problemă, tot a fost flexibil. Super, deci ai putut să te organizezi. Tu, înainte să te înscrii în programul Burta Jos, în programul meu, ce încercări ai mai avut în trecut și de ce crezi că nu ți-au generat rezultatele acestea? Să fiu sincer, m-am documentat pe parcurs de câțiva ani. Nu am mai făcut nicio încercare, deci a fost prima încercare, pentru că am ajuns la punctul acela de bine ajunge. Deci până aici am ajuns și nu am mai încercat. M-am documentat și văzând un webinar gratuit al tău, l-am urmărit. Am pus foarte, foarte multe întrebări, pentru că știu cine întreabă acea persoană va învăța din acea chestie. Și am pus foarte multe și ultima întrebare a fost care ți l-am pus și în webinar, că ce crezi tu că faci mai bine decât alt concurent sau antreprenori de gen? Și răspunsul meu a fost foarte satisfăcător și am zis că bun, atunci ești omul potrivit cu care să încep acest drum. Deci prima ta interacțiune cu mine a fost printr-un webinar și acolo ai simțit că ar fi ceva, ar putea să iasă ceva de succes. Da, printr-un webinar gratuit și de acolo a început Super. colaborarea noastră. Foarte bine, Ciobi, te felicit. Ce ți-a plăcut cel mai mult în acest program, în aceste 12 săptămâni de când am început noi împreună? Ce ți-a plăcut cel mai mult în experiența ta? În principiu, ce mi-a plăcut cel mai mult că e tot programul este foarte flexibil cu gătitul, cu antrenamentele, suportul de la voi în permanență. Ok, nu ai avut timp astăzi, nu e problemă, o faci mâine, cu mâncatul, cu pregătirea mâncărurilor. Deci, în principiu, flexibilitatea mi-a plăcut foarte mult, suportul în permanență, orice întrebare am avut, mi-ai răspuns, de poate câteodată a fost câte o întrebare stupidă cu toate, mi-ai răspuns, adică asta în principiu. Ok, deci unul la mână că ai avut flexibilitate suficientă ca să nu fii nevoit să te schimbi complet ca și stil de viață, să poți să te Da, mulezi după ceea da. ce trebuie să faci, și doi la mână că ai primit mereu sprijin, ți s-au răspuns întrebările și știai în ce, la fiecare piedică știai cum să te descurci, da? Da. Mi-ai spus despre nutriție, că nu ți-a luat mult timp. Cum a fost overall experiența ta cu nutriția ca și timp de preparare, gust, sațietate? M-a ajutat foarte mult suportul săptămânal, din care am învățat foarte multe și mi-am putut organiza încât zilele în care nu am avut destul timp ca să pregătesc mâncarea, am putut să aleg sursele bune de proteine și mi-am pregătit cumva mâncarea. Deci, ca să înțeleg ce obi zici, că ai primit o educație nutrițională prin care să poți să Da, te descurci și exact. dacă n-ai posibilitate să gătești, corect? Da, corect, corect. Ok. Iar când zilele am avut, când am avut timp și am pregătit, au fost
cele care le-am ales, mâncărurile au fost super gustoase și sațioase, adică Deci nu ți-a fost foame atâta timp cât ai slăbit aceste 20 de kilograme, corect? nu, nu, nu. Ok. Bun. Și pe partea de antrenamente, cum a fost experiența ta? Pe partea de antrenamente, super fain, mi-a lipsit, am mai făcut sport, nu pot să zic că de performanță, înainte de a fi gras. Și asta m-a ajutat, programul m-a ajutat să intru din nou în sport, să încep din nou. Iar sprijinul respectiv, cât am fost acasă, m-a ajutat ca să fac antrenamentele acasă. Când mi s-a făcut mai mult timp un program, am zis, ok, uneori putem să facem la sală. Da, sigur, mi-ai pregătit antrenamentele, super bune. Am încercat să fac 100% în antrenamente și eu cred că rezultatele și-o spun. Exact, rezultatele vorbesc de la sine, da. Deci cu tine am lucrat hibrid, am lucrat și la sală și acasă în funcție de Da. disponibilitatea ta de timp, da? Tu ce ai de spus pentru persoanele care sunt în situația în care te aflai și tu, adică nu reușesc de unii singuri să slăbească, dar fie caută momentul potrivit să acționeze sau nu cer ajutor de la cineva. Părerea mea, când ați ajuns la punctul acela de v-ați uitat în oglindă și ați spus că ok, ajunge, atunci este momentul și nu vă fie frică, cereți ajutor. Pentru că succesul vine succesul. Dacă ai ajuns la momentul că vrei să faci ceva în a slăbi, va veni și rezultatul. Mulțumesc încă o dată. În primul rând, țin să te felicit încă o dată, Ciobo, pentru cei minus 20 de kilograme slăbiți în 12 săptămâni, pentru persoana care ai devenit și mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru timpul pe care ți l-ai dedicat să discutăm astăzi. Mulțumesc și eu foarte mult și succes și vouă în continuare ca să ajungă cât mai multe persoane la succesul care l-am avut și eu.